Orice întrebare aș fi pus, mie întotdeauna mi s-a răspuns corect. Poate nu o să mă credeți, dar am fost să donez spermă. Ca orice om de bun simț. Și acolo am aflat că fiecare spermatozoid din ăsta mic poartă încărcătura genetică a ființei tale. Deci fiecare spermatozoid din ăsta micuț ești tu în miniatură. Seamănă perfect cu tine și nu pot fi confundați cu aia altuia. Așa încât mi-am închipuit cam cum ar arăta ai mei. O față albă, ochi albaștri, ușor mari, ușor holbați, ușor speriați. Și merg cam așa. Când e vorba de un atac, absolut toți spermatozoizii din lume pleacă viguroși, hotărâți, ca din tun. Ai mei? Stați așa? E liber? Stați așa? Putem merge? Întotdeauna, doi dintre ei nu reușesc. Nu reușesc. Rămân pe buza prăpastiei. Auzi, mă. Ce? Tu ții minte ca Laura să fi fost din metal? Nu? Mă, asta e chiuveta. Auzi, hai înapoi, bine. În drum înapoi se întâlnesc cu un nou val dornici de ieșire. Ce, ce, ce? Ce se întâmplă? De ce veniți înapoi? Ce căutați? Ce căutați? Băieți, avem o problemă. Băieți, avem o problemă, este chiuveta. Ce, ce chiuveta? Ce chiuveta? Ce chiuveta? Ce e chiuveta? Băieți, nu înțelegeți bine. Suntem sacrificați, este mâna. Spermatozoizii mei sunt multiculturali. I-am dus odată la o petrecere și am lăsat acolo. Mie îmi place să colind magazinele. Îmi place să merg prin magazine, să-mi pierd timp vreo 3-4 ore. Știu că nu e o chestie pur masculină. Să intru prin magazine, să văd ce-a mai apărut, ce ne-a mai apărut, poate îmi place ceva, poate asta o iau, poate mâine mă plictisez de asta, treaba mea. Dar poți? Nu poți. Pentru că la noi există 3 tipuri de servicii. Servicii legere, prompte și intermediare. Serviciile legere le întâlnim de obicei în alimentări. De exemplu, la standul mezeluri. Acolo, știți foarte bine, acolo întotdeauna e o doamnă care e deranjată tot timpul. Parcă ar avea examen. Are probleme tot timpul. Și te duci la ea să-i ceri ceva. Sărut mâna. Nu mi-ar... Sărut mâna. Aș dori să-mi arătați și... Sărut mâna, mă scuzați. Nu mi-a arătat ce mi-e, vă rog, acest parizer? Da, acesta de lângă Crembuști. Acesta, da. Nu, dacă v-aș ruga un pic mai aproape să văd cum arată înăuntru, n-am mai luat așa ceva. Vă rog mult. Bine, mulțumesc. Tăiați-mi 300 de grame, e bine așa, 300 de grame. Da, puteți tăia. Îl doriți feliat sau la bucată, domnul?
E bine, aproximativ 300 de grame. La bucată, mulțumesc, la bucată. $28,000, domnul. Mă uit la ea, se uită la mine, eu mă uit la cântar, e $28,000. $28,000, domnul. Vă ce e, $28,000. Iar mă uit la ea, iar se uită la mine, $28,000. Ce să fac? Domne, rămâne? Nu știu. Să vedem. Oh, nu, a plecat de pe cântar. Să vedem unde se duce. Dumnezeule, se duce către ouă. Poate le cunoaște. Ce-o fi în capul ei? Uite cum se dădea dură. Bemic, serviciile prompte. Serviciile prompte le întâlnim cel în magazinele care cel puțin încearcă să se respecte. Magazinele mai scumpe de obicei. De exemplu, Chemvelo. Am fost acum 3 zile în Chemvelo, cu totul întâmplător. Aici e ușa, da? Și dau să intru. Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Cu ce mă puteți ajuta? Sunt cu un picior înăuntru, cu un afară, pragul între picioare, vântul bate pe la funduleț. Dați-mi, vă rog, o pereche de blugi albaștri, da. Nu, de fapt, și una maro. Aveți și albi, aduceți-mi 3 perechi. Prima, vă rog, să fie vazată, dacă se poate. A doua pereche drepți, da. Știți celelalte 3 perechi, dacă poate să aibă fermoară în loc de buzunar la spate. Știți ceva? De fapt, aduceți-mi 20 de perechi să le încerc aici. Îmi pare rău, dar nu se poate. Mai bine haideți la standuri să vă uitați și să vă alegeți și încercați acolo, că acolo se poate. Oh, mulțumesc. Păi tocmai asta făceam și eu. Atât de mult încearcă să fie prompți, atât de mult urmăresc chestia asta, că dacă te joci cu ei, nici nu cred că și-ar da seama. Aici e ușa, da? Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? La revedere, mai poftiți pe la noi. Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Bună, la revedere, mai poftiți pe la noi. Bună ziua, cu ce vă putem... La revedere, mai poft... Bună zi... La re... Bu... La... Bu... Și ce mic serviciul intermediar. Acest serviciu îl întâlnim la instituțiile de stat. De exemplu, la poștă. Ați fost cu toții la poștă. La poștă, știți că geamurile, gemulețul prin care vorbești, e jos. E jos de tot. Pentru că ele sunt construite, poștele au fost construite în comunism. Ca să te simți mic, cu mine. Și ce ceva? Sărăzuna, aș dori, vă rog, un timbru. Zile, nuțo! Păi să-i completezi eu lui ăla? Păi de ce să-i completezi? Ce dacă e bătrân? Păi da, n-are ochelari la el? Ce zici, Stanțo? Să-ți dau 2 de 5? Să schimb 10? Stai, domne, să mă uit. Lenuțu, de ce să-i completez eu la ăla? De ce să-i completez? Păi dacă, cum să-i completez? Am eu salariul necesar să fac chestii din astea? Spune, domne, ce dorești? Să nu aș dori, vă rog, un timbru. Lenuțo, tu ai face la fel. Ți se pare că-s rea? Păi zici și tu. Păi zici și tu. Păi nu. Ce zici? Ce zici, Stanțo? Ce? N-aud. Ce zici că n-aud? Am și un client și vrea și femeia asta ceva. Nu știu ce e. Ce zici? 2 de 5. N-am, dragă. Lenuțo, păi dacă eu completez la bătrânul ăla, păi ce o să facă? O să vine tot orașul, toți bătrânii. Du-te că e acolo una care îți completează. Nu, nu. Ce dorești, domne? Spui odată. Sună, nu aș dori un timbru. Unde, domne? Timbru? Unde? Unde trimiteți plicul? La Călăraș, domnule. La Călăraș. Domne, aveți mofturi? Că tot felul de clienți au mofturi. Cu ce vreți? Cu avionașe, avem cu actori, avem cu trenuri, cu muțunaci. Cu muțunaci! Nu cu muțunaci!